Deci observați, insist copii pe chestiuni de acestea. Noi aici am fost destul de atenți și am zis așa. Ne ducem după P, care are un număr mai mic de cazuri. Da? E încercat. Dar în timp ce am muncit și tot am transpirat, am sesizat că anumite variante nu mergeau. Și atunci am zis, oare nu cumva de la bun început, dacă aveam eu mintea ascuțită, puteam să elimin jumătate din ele? Și răspunsul, da, puteam să elimin. Bine. 15 de la pagina 91. 15. De la 91. Determinat numele de forma 27XY. Să găsim numele de forma 2. 2, 7, XY, divizibile cu 2. 2, 7, XY, numele de tipul ăsta, divizibile cu 2. Și care au suma cifrelor egală cu 22. Așa. Și 2 plus 7 plus X plus X plus Y. Egal cu 22. Egal cu 22. X-ul poate fi de la 1 la 9, trebuie să fie un următoare. X-ul cât trebuie să fie? De la 1 la 9. Dar de ce? Dar de ce să fie de la 1 la 9? De ce nu are voie și 0? Sau de la 0 la 9. Nu sau. De la 0 la 9, sigur. Da? Deci, de aici rezultă că X aparține în sine 0. Alo. Bună ziua. Bună ziua. Da, da, acum eu sunt într-o lecție de matematică, sunt aici într-o lecție de matematică, așa că rămân și pe altă dată. Da? Că mai avem timp până la primăvară. Da? Așa, 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 așa. Bun. Bine. Sănătate. Deci, X-ul ar aparține la 0 puncte puncte până la 9, fiind cifră. Iar Y-ul, Miruna spune că Y-ul, Anca, Y-ul poate să fie ce? 2, 4, și 0. Da, da. Y-ul poate să fie 0, 2, 4, 6, 8 și atât. Deci, vedeți? Autorul a vrut să vadă dacă noi suntem atenți și când un număr se împarte exact la 2. Când ultima cifră este număr par. 0, 2, 4, nu 2. 0, 2, 4, 6, 8. Cu tipul de 2, da? Acum putem afla X plus Y egal cu 22 minus 9. Care... Deci transcriem pe asta. Da. X plus Y. X plus Y egal cu 22 minus 9. 9. Și X plus Y egal cu 30. 22 minus 9 face cât? 13. Dacă așa am făcut din prim. Așa, și atunci avem așa, variantele că X egal cu despre, 0. După cine credeți că controlăm? După X sau după Y? După X, Y. După Y sunt mai puțin din cercăreate. Dincolo sunt da, 10. Dincolo ce sunt numai 5. Zice, pentru Y egal cu 0. Cazul 1. Da, da. Y egal cu 0 rezultă X egal cu 13. Se poate? Nu se poate. Căci X-ul e cifră. Da, de ce faci? Stare. Deci nu e bun. Nu aparține. Hai să-și mulțimea. Nu aparține. Da. Pentru Y egal cu 2. Y egal cu 2. X face 11, de 5 ăsta nu aparține. Anca, e bine? 11. Da. Nu. Păi da, X-ul e cifră, Anca. Păi nu e bine. Deci? Ai spus da, că nu e bine în sensul ăsta, da? Deci nu e o... Pentru Y egal cu 4, te rog pe tine, Anca. Anca, lasă-o. Y egal cu 4 și X egal cu... X-ul va fi, deci Y egal cu 4 și atunci X egal cu cât? 13 minus 4, 9. Și așa asta este o primă situație favorabilă. Și o și scriem. În momentul acela numărul este 2, 7. 9, 2, 7, 9, Y cu 4. Deci am găsit un prim număr. Mergem mai departe. Y egal cu
Adi, Y cu cât poate să fie? Cu 6, da. Rezultă că X egal cu 7. X-ul da. Face 7 și atunci... Aparține 9. Și numărul arată are 2. 2, 6... 2, 7, nu? 2, 7, 6. 2, 7, 7. Că X-ul e tot 7. Aici era 2, 7, XY, da? 2, 7, XY. Da, 2, 7, 7, 6, care e bun. Y egal cu 8 și X egal cu 4. X egal cu 4 sau 5? 5. 5. Și atunci numărul? Va fi 2, 7, 5, 8. 5, 8. Și iată, era așa întrebarea. Găsiți toate numele de forma asta, divizibil la 2, a căror sumă a cifrelor sale se facă 22. Anca, ce te-a surprins? De ce n-ai făcut chestia asta? Era prea simplu, da? De ce n-ai făcut, Anca? Păi am tradus, fiind cifre în baza 10, atunci știam că X până în 9 se duce, că Y fiind din vorba de vizibilitate la 2 se duce până la 0 la 8. Deci noi am făcut decât să traducem. Ia să vedem când un număr se divide la 3. Când suma cifrelor numărului se împarte exact la 3. Și la 9 același lucru. Da. La 3 și la 9 avem criterii de vizibilitate. La 5 știm. Da, la 3 și la 0. Și la 2 iar știm. În concluzie, nu avea voi să fim surprinși de aceste chestii. Altă chestie. Numărul 16, de la pagina 91. 16. Arătați că numărul A mare plus B mare plus C mare. Deci arătați. Este divizibil cu A 63. A mare plus B mare plus C mare. Se divide la 63. Unde A mare este 1 plus 3 plus și așa mai departe plus 41. Da. B mare este 10 plus 30 plus și așa mai departe plus 410 și C mare este 100 plus 300 plus și așa mai departe plus 4100. Da. Cât se poate să vină? Da. Uh-huh. Da. Știm că B-ul merge din 10 în 10. Deci ce putea să face la B? Să scoatem pe 10. În factor comun. Da. Și la C să scoatem 100 în factor comun. Ia să mulțumim. Te vorbești. A plus B plus C. Arată. A plus B plus C este egal cu 1 plus 3 plus puncte, puncte plus 41 într-o paranteză plus 41 într-o paranteză plus 10 pe lângă 10 pe lângă paranteza aceea 1 plus 3 1 plus 3 plus 41 da, plus puncte, puncte plus 41 și plus C care este? Plus 100 pe lângă da. 1 plus 3 plus puncte, puncte, puncte plus 41. Și așa am atât la... Da, Anca, ce ai putea face aici, acum, uitându-te la modul în care am scris? Adi? Da. Paranteza, care e comună. Da. De-aia zice factor comun. O găsim și aici, Anca. O găsim și aici, în partea alta. Deci scoatem paranteza 1 plus 3, vorbește Anca, plus puncte, puncte, plus 41, pe lângă. Plus... Pe lângă. 10. Nu, pe lângă 1. Da. Deci prima, Adi, uite pe asta. 1 plus 10 plus 100. 10 plus 100. Adică e foarte important. Dacă ți-ai numai 10, păi parcă ai scos din astea două. Dar și ai scos și pasta. Deci se mai sună. Și acum ai 1 plus 3 plus 14. Nu, 1 plus 3 plus puncte, puncte plus 41.
41 de înmulțit cu, dacă vreți să calculăm, de paranteză, așa ar fi 111. 111. Ori 111. Și atâta rămâne. Atâta rămâne. Dar noi trebuie să arătăm că se divide la 63. Păi facem suma. 63 plus. Dacă știm ordinea. Dar nu că hai să scriem pe toți, poate ne vine în minte ceva. 1 plus 3. Deci să scriem așa. De noi ne frământă să găsim 1 plus 3 plus puncte, puncte, plus 41. Și să scriem în totalitate. Adică 1 plus 3 plus cât, Dani? 1 plus 3 plus 5. Deci 1 plus 3 plus 5 plus... Plus 7. Da. Plus 9. Da. Plus 11, plus 13, plus 15, plus 17, plus 19, plus 21, plus 23, plus 25, plus 27, plus 31, plus 33, plus 35, plus 37, plus 39, plus 41 și ne oprim. 35, plus 37, plus 39, plus 41. Am avut parte că până la 41. Dacă zicea până când, la 101, scrieam toată tabla. Ei, eu am lăsat așa să scrieți, ca să înțelegeți că nu tot timpul să facem așa, că am avut... Hai să scriem da, toate numele. Dar... facem formații. Se grupăm. Se grupăm convenabil ca să ne dea un număr între. Așa. Și ar veni 5, 63, ce înseamnă copil? 63 număr prim, nu? 63 număr prim? Da. Dacă ar fi număr prim, dar nu mai avea niciun divizor. Dar nu sunt niște numere care sunt de 63. Deci câte ori fac 63 număr? 7, 9. 7 ori 9. Dacă demontăm divizibil cu 7 sau cu 9. Deci, să fie divizibil, fie 111 cu 7, sau cu 9, sau cu chiar cu tot. Cu ambii, da. Fie, dacă 111 nu se divide la 7 și la 9, nu se divide. Măcar la 3 se divide. La 3, da. O să... Da, se divide. E 1 plus 1 plus 1. Da. Deci se divide la 3. La 3, sigur. Atunci dacă se divide și la am pus mâna pe un 3, 63 împărțit la 3, că un divizor l-am făcut, face cât 63 împărțit la 3, face 21. 21. Mai îmi trebuie să fac aici 21, să se divide la 21. Poftim. Nu? Că am pus mâna pe cât? Pe 3. Pe 3. Deci 21. 3 ori 21 fac 63 și atunci îmi este. 21, ia să vedem. 3 plus 1 plus 4, 9 și cu 7, 16. Aici, cum facem noi să vedem dacă se divide la, se divide la 21 în total, suma asta. Adică la un 7 și la un 3. Trebuie să ne, să ne gândim cum calculăm suma asta. Cum calculăm suma asta? 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 și mai departe. Dacă am găsit o tehnică de calculare, înseamnă că, bine, spuneam mai devreme, s-a oprit la 41, dar ce ne face dacă s-a oprit la un număr foarte mare? Deci nu e treaba simplă. Dar cum se calcula suma asta? Toate numele știți cum se calcula? Da. 1 plus 2 plus 3 plus 4. Da? Asta e suma de. Deci suma aceea, 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus... 41 și 41 pe lângă 41. Ba nu, și scădem numerele alea de acolo, care nu sunt. Da, suma asta de 441. Da, dar vrem să vedem cum. O șpecherie, trebuie să muncim. Exact. Nu, rezultatul este. Hai că voi știți să calculați suma. Adică e 4... E din 2 în 2, observăm că e din 2 în 2, domnul profesor, că este în 4. A, da, un factor 2 cu ăsta. Nu putem să facem. Numărul de termen îl aflăm repede. Este termen. Este, este o sumă disciplinată. Da. Care e calitatea asta că e din 2 în 2. Da.
Aflăm cum 41 minus 1, 40 împărțit la 2, 20 teme. Deci 41 minus 1, așa facem, nu? 41 minus 1. Da, 40. 40 împărțit la 2, 20 de termeni. Ia să vedem dacă e adevărat. Ia să vedem chiar, 20 sau 21? 22 de termeni, domn profesor, pentru că e 41 minus 1 plus 1, da, împărțit la 2. Nu? Împărțit la 2, ar fi 41 minus 1 plus 1. Aia, tot aia. Pe 41? Nu, nu, formula era altfel la numărul de termeni. 41. Da. Descădem din ăla mai, ăsta de la mie, de început. Împărțim la 2 și după aceea adunăm 1. Așa. După aceea adunăm 1. Adunăm 1 sau 2? Cât din 2 e 2? Nu, să vedem exact concret. Hai numărați-i dacă nu. Păi 22. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nu cumva azi 21? 22. 22 azi 22. 22, 22, 22. Da? Da. Ia să vedem între 1 și 9. Hai să nu mai ușor, mai strâns ca să vedem noi. Da, să vedem între 2. Sunt aici 2, 4, 5. Da, 9 minus 1. 9 minus 1. 8, 8 împărțit la 2, 4, 4 plus 1, 5. De ce nu iese aici? Păi, las, ori am scris o mai mult. Ați cred că am scris pe 1 de 2 ori, 31, da, 31. Da, pe 31 l-am scris de 2 ori. A, așa, 31, deci of, nu. Vedeți cum v-am prins, domnul. Da. L-am scris, l-am scris. Deci, pe 41 minus 1. 41 minus 1, 40, împărțit la 2 plus 1. 20. Așa s-a făcut numărul termenilor din orice interval. Corect. Dacă sunt aici din, câți aici din 2 în 2? Da. Dar dacă sunt din 3 în 3? Împărțit la 3. 1 minus 1, împărțit la 3. Și adunăm 1. Da. Da? Așa se află numărul termenilor dintr-un interval. În concluzie, în cazul ăsta, n-avea rost să-i scrii pe toți să-i adun, să numărăm. Pur și simplu, câți termeni sunt? 41 minus 1 de început, da, face cât? 20. 20. Iar numărul lor, 20. Corect, este 20 plus 1, că sunt, și da, cu capătul lor. Dar 41 minus 1 dă 40. 40. Împărțit la 2. 40. 40 împărțit la 2. 20 plus 1, 20. Fac 20. 20 plus 1, capăt 21 de termeni. Și am aflat câți termeni sunt. Dar la Gauss cum era? S-a adunat primul cu ultimul. 50. Deci 41. Suma ies, suma asta, este egală cu 41 plus 1, primul plus ultimul, oricât sunt ei de toți. Da, 39 cu 3. Cum 39 cu 3? Adică primul plus ultimul. A, dacă vrei și 39 cu 3, 39 cu 3, da, tot asta face. Oricât sunt ei de toți, oricât sunt ei de toți, 20, sunt de 21, 21. Pe supra 2. Supra 2, împărțit la 2. Și egal cu 42 cu 2 se simplifică. Și legea de 21 ori 21. 441. Nu te-ai spus tu că face suma asta. Deci A plus B plus C. Deci A plus B plus C. Egal cu 111. A plus B plus C. Fac 111. Ori 441. Și 441 divide la 7. Și deja este. Da. Nu numai la 7, mai trebuie și la 1 3. Deci, 111 se divide la 3. La 3. Cât face la 3 dacă se divide 111? Vine 3 în 11, ca să înțeleagă tot omul. 3 în 11 merge de 3 în 3 în 7. 37. 3 ori 37. 441. Pătea 3, 141. Ori 7, ori 63. Deci, mă interesează cât zice ori 7? 7 ori 63. 7 ori 63. Și în condițiile astea avem pe 63. Și clar că se divide la 63. Da? Se divide la 63. Dar dacă autorul era mai dur, putea să ne ceară să se arate că se divide la 37. Și atunci trebuia să... Și atunci căutam pe 37 printre divizorii a lui 111 și a lui 441. Sau dacă spunea 37 ori 7. 37 ori 7. Făcea un număr destul de mare și pe 7 îl căutam printre divizorii lui 441. Iar pe 37 printre divizorii lui 111. Deci, la 63 l-am găsit în paranteza aceea. L-am găsit chiar... Suma. Da. A trebuit să știe să facă și suma copiii.
Deci ce a avut autorul? Haideți să ne întoarcem acum din nou în Egeșițiu. Anca, ce a avut Cristo autorul să testeze la noi? Ce ne-a cerut? Ce cunoștințe ne-a cerut? Dacă știm criteriile de vizibilitate. Sigur că da, dacă... A doua, sumă gauz. Mai, să o luăm mai ușor. Este observația pe care o făcut-o, adică B-ul e multiplu de 10 al lui A. Că C-ul e multiplu de 100. Deci, suma A S la C, adică puteai să spui așa, S egal cu A, plus 10A, mai repede, plus 100A, am notat cu A, știam bine, care înseamnă cât? 111A. Da? 111A. De ce? Tot A este multiplu de 10. Adică paranteza asta, nu știu ce am făcut și prea, de aia trebuia spune. A cu 10A plus 100A. Și face 111A. Iar... Asta nu m-am mai gândit. Păi da, mă, da, ca să... Știți ce? Viteza crește dacă se ziză treaba asta. Că B-ul e multiplu de 10 al lui A. Și că C-ul e multiplu de 100 al lui A. Și atunci a apărut 111A. Și ca să fie divizibil la 63, trebuia să căutăm pe 63 fie printre divizorul 111, fie printre divizorul lui A. Și atunci ne concentrăm la 111, nu se află, decât un 3, ne concentrăm la A. Și pasul 2 trebuia cunoscută suma. Cum capăm suma aceea? Dar a fost esențial că termenii sunt din 2 în 2. Că dacă până merg până la loc din 2 în 2 și până merg din 3 în 3 și din 5 în 5 și mai departe, la Andala, nu este posibil calculul sumei cele. Da? Bun. Haideți să trecem mai departe. Trecem mai departe, da. 6 de la 117. 6. De la 117. Aflați numărul X, A, B, C barat. Aflați numărul X, A, B, C barat. B, C barat. Știind că X, A, B, C. X este egal cu B, C. Este egal cu X pe lângă. X pe lângă. 1 plus X plus X pătrat. Ori. Ce paranteză? Da. Ori 1 plus X plus X la 3-a. Plus X plus X la 3-a. Ori 1 plus X la 2-a plus X la 3-a. 1 plus X la 3-a. 1 plus X plus X la 3-a. Da. Da. Deci reluăm încă o dată. X, A, B, C. Să aflăm numărul ăsta. Să aflăm numărul ăsta, X, A, B, C. Condiția. Cu condiția că acesta va fi scris ca un produs de 3 factori. Cu 4 factori. 1, 2, 3, 4. Încât pe locul întâi să fie o dată X. Apoi 1 plus X plus X la a doua, 1 plus X plus X la a treia, pentru că 1 plus X la a doua plus X la a treia. Pentru că în felul vom pe 1 plus X plus X la a doua. 1 plus X plus X la a doua. Da, e produs acolo. E produs. Factorul comun se dă dintr-o sumă sau diferență. Corect. Da. Dar acolo, din paranteză, dacă poți scoate ceva în comun, ai ceva comun? Nu, la toți. Că e unul care stă izolat. X ori, când vrem să punem X plus 1. Nu, cum? Din ăștia, da? Da. Aici tu spui că îi scoate un X și revine X plus 1. Da. Paranteză. Și atât rămâne. Da? Nu te ajută. Nu te ajută, că nu scoți nimic tocmai în fața aici, ca să faci X la a doua, să faci. Deci nu vedem nimic care să ne permită treaba asta. Păi, X, ABC, egal cu X ori 1000. Deci, aici, el este, ca formă de reprezentare, așa. Ia să plecăm, Miruna. X, A, B, C. Este văzut X ori 1000, 1000X, plus A ori 100, plus B ori 10, plus C. Deci, este... clar că avem X ori 1000. Cât privește ABC-ul ăsta, va rezulta. Deocamdată, noi trebuie să ne
concentrăm la varianta lui X. Cât poate să fie X cel mai mult? Adică cât poate să fie X? Nu, 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 da. Deci X aparține mulțimii valorilor. 0 poate să fie? Nu. 1, 2, 3, până la 9. Deci 1, 2, 3, până la 9. Aș avea o modalitate de lucru începând să analizez toate cazurile acelea. Poate din ele să sară foarte repede. Și pe așa, și pe și ce tot? Nu mă interesa. Pe și ce tot la 0 la 9, dar ele vor rezulta în urma calculului de aici. Da. Să vedem dacă din cele 9 cazuri, dacă din cele 9 cazuri pot fi eliminate o parte din ele. Da, corect. Da. Dacă ne gândim la 1, nu cred că apare o chestie aici, înmulțite se facă de ordinul miilor, se facă 1000. Că tu, Anca, mi-ai spus 1000 ori A. Când X-ul e 2, 2000. Când X-ul e 3, 3000. X-ul e 9000. 9000. Ei, hai să luăm din vârf înapoi. Corect. Deci mergem cu X egal cu 9. X egal cu 9. Și atunci produsul ăsta devine 9 ori 1 plus 9 face 10 plus cât vine 9 la 2? 81. Pe lângă 1 plus 9 face iarăși 10. Da. Plus 10 plus 81 ori 81 ori 9. 9 ori 9, 9 ori 8, 72. Ori 1 plus 81 și plus 729, da? Ia să observăm aici ce număr, de ce dimensiune va fi numărul ăsta? Depășește ordinul miilor? Da. Sigur că evident. Depășește. Da? Deci apare 9 ori 81 ori, și cu 10 ar fi ori 91 ori 739 ori 82, adică aici 730 și cu 81 811. Categorii depășește. Foarte mult. Deci 9 nu poate fi. Deci 9 nu. Nici 8. Ne ducem mai jos. Pe la 5 să ne ducem. Hai să ne ducem la 5. 8 la fel. Pentru X egal cu 5. Da? Deci... mă avea 5 ori. 5 ori. 6 plus... 25. 6 plus 25. Face că 31. 6 plus 125. 6 plus 125 face 131. Pe lângă 1 plus 25, 26 plus 125. 26 plus 125. Ce dat cu 5 ori 31 ori 131 ori 125 plus... cât are să 125 plus 26, nu? 1, 5, 151. Deci 100, deci, atenție, aici avem de ordinul sutelor și avea 100 și 100 și, deci ar face 100 ori 100 și face deodată 1 urmat de câte 0, de 4 0. Observația asta îmi place foarte tare. Nu trebuie să, paranteza asta și cu asta nu trebuie să depășească 100. Păi poate să fie... Păi data ne ducem înapoi. 3, 2 sau 1. Nu, 1 nu merge. 3. Hai, dăm 2. 2, stai mai un pic. 2. 2 și cu 1, 3. Și cu 2 la 3-a? Da, deci 2 și cu 1. 11. Ar da paranteza penultima. Deci 2 ori 1 și cu 2, 3
și cu 4, 7, da, ori 11. Ori 10 ori 11 aici face, da? Da. Și ori aici... Am zis 2, nu? Da. 1 plus 4, 4 5, 5 și cu 8. Și cu 8. 13, da? Sau 13. Deci 11 plus 13, dar să nu fac 100 acolo. Deci să nu fac 100. Deci 2 e prea mult, vedeți? Nu, atenție. Acum la mulțire trebuie să facă de ordinul milă. A. Deci numărul trebuie să fie de ordinul milă. Nu ajunge 1000 aici. 2 ori 7, ori 11, ori 13, deci este egal cu 2002. 2002? Da. Deci răspunsul este egal la mulțire aici cu 2002. Care se scrie 2, adică X-ul. Da. 2. E de tipul X. Da. A, B, C. Da. Adică A, B, C. Adică, da. Adică A-ul va fi 0. B-ul este 0. Și C-ul e egal cu 2. Deci asta este o soluție. Și X-ul e egal cu 2. X egal cu 2. Facem și 3 atunci. 3 cred că depășește. Depășește? Așa zic eu. Să vedem. Haideți să încercăm. X egal cu 3. Da, neapărat trebuie să încercăm. Da. E egal cu 3 pe lângă 3 plus 1, 4. 4 plus 9. 4 plus 9, 13. Da. Deci 3 ori 13 ori. 4 plus 27. Adică... Adică 31 pe lângă 1 plus, cât am zis, 3, 9, 10, plus 3 la 3, 27. 37. 37. Și egal cu 3 ori 13. Trebuie să ne dea 3 milioane și ceva, 3 mii și ceva. Acum vă zic, deci 3 ori 13 ori 31 ori 37 este egal cu 44.733. 44.733, care depășește 3.000. Corect. Și în clipa de față suntem matemiști. Gata? Da. Nu mai încercăm, pentru că de acum depășește. Și cu 1 nu are... 1 nu are soluție, deci 2 este singura soluție. Exact. Hai să facem ordine acum. Pentru că, spuneam, am un număr limitat de cazuri. Foarte limitat. X mai 2. Nu. Un număr limitat de 9 cazuri a fost de analizat. Da. Dintre cele 9 cazuri, da, făcând o observație atentă, sesizăm că rezultatul înmulțirii acestor 4 numere este un număr care nu trebuie să depășească ordinul miilor. Corect. Deci nu trebuie să depășească ordinul miilor. Și atunci, obligatoriu, aici zicem X ori 1000, aici este tot așa, X ori cele 3 înmulțite. Da. Deci cele 3 înmulțite nu trebuie să depășească 1000. Adică 1 plus X plus X pătrat, 1 plus X plus X la 3, pe lângă 1 plus X la 2 plus X la 3, nu trebuie să depășească 1000 înmulțite. Că vedeți, zice X ori ce este aici. Corect. Din coace reprezentare este X ori 1000. Corect. Corect. Și în varianta asta de analiză, în condițiile în care la înmulțire am 10 ori 10 ori 10, 10 ori 10 ori 10, copii, uitați-vă la domn profesor. Da, 10 ori 10 ori 10 face cât 10 ori 10? Face 1000. 10 ori 10 ori 10, da. 1000. Deci, parantezele individual nu trebuie să depășească cu 1 pe 10. Cu foarte puțin. Și noi când am pus pe 2, corect, s-a întâmplat ca prima paranteză să nu depășească pe 10. Și următoarele puțin. Și următoarele puțin. Când mergi mai sus decât 2, deci la 3, am asta depășește pe 10, depășește și asta pe 10, depășește și asta. Și 10 ori 10 ori 10 face de ordinul miilor și se dezechilibrează. Deci dacă noi aveam mai mult vigilență, puteam să ne ducem din selecția celor 9 cazuri deodată la 2, la 2 fără comentarii. N-am fost deloc pe fază și atunci ne-am grăbit și am zis, ne-am dus la 9. Ne-am dus la 9 și ne-am speriat. Am coborât la 5. Și tot ne-am speriat. Și ne-am tot speriat și atunci hai să o luăm de jos în sus. 2 trebuie să fie, că unul n-are cum să fie. 2 trebuie să fie. Dar, vedeți, după fiecare exercițiu,
Învățăm câte ceva. Învățăm câte ceva. Ne rămâne clar un lucru, că trebuie să avem din ce în ce mai mult atenția sporită de... Gata, îți vrei agricultură acum. Nu, după cum te simți. Dar mai avem un pic? Un pic, da. Să mai facem mai multe. Așa. Haideți să facem și la media aritmetică, că mâine facem mulțim. Da. Să da. Facem și la media aritmetică. Da, media aritmetică. Dar mai un pic, dragă, să facem un exercițiu. Dar să facem exerciții cu media aritmetică. Păi, super. Da. Simplu. Băi. Băi. Lasă-ne. 19 de la pagina... Vorbește cu el tu. 19 de la 98. 19 de la 98, copii. Un pic atenție, vă rog. 19 de la 98. Media aritmetică a numerelor A1, A2, A3. Deci A1, A2. A3 așa, și așa mai departe până la A10. Este 41. Deci media aritmetică. Ce înseamnă media aritmetică? A1 plus A2 plus A3 plus A10 pe 2 egal cu... Pe 2. Pe 10. Pe câte numere sunt, dragi? Pe 10, așa, da. Așa. Deci A1 se traduce plus A2 plus A3 plus puncte plus A10 pe 10 este egal cu... 41. Iar A10 este 50. Iar A10 egal cu 50. Aflați numele. Calculați media aritmetică a numerelor A1, A2, A3 până la 9. Deci, știind asta, ne întreabă autorul A1 plus A2 plus A9 da. Pe 9 egal cu cine? Da. Da. Media aritmetică. Ai vreo idee? Așa, repede? A1 plus A2 plus A3 plus puncte plus A10 egal cu 410. Atunci la aceeași numită, da? Deci, mulțește cu 10 și ea spune așa. Știm că A1 plus A2 plus A3 plus puncte plus A10 egal cu 41 ori 10 și egal cu 410. Îl știm pe A10. Îl știm pe A10. În față, cine s-ar fi aici? A9, nu? Da, și cum vedem, cred că sunt numere consecutive. Că dacă nu ar fi pus A, B, C, D și ne dă și A1, A2, A3, A... Nu facem observația asta. Nu crezi consecutive. Poți fi la distanță de 2 unități. De 3 unități. Și asta nu e. Deci, atenție, ce facem acum? Pe A10, care știm că este de aici, 50, îl ducem în partea cealaltă. Da. Și de aici rezultă că A1 plus A2 A3 plus puncte A9 egal cu 410 minus 50 adică cu 360. Noi știm că suma lor e 360, media aritmetică. 360 pe 9. Deci împărțim egalitatea asta la 9 și apare deci ca A1 plus A2 plus puncte plus A9 supra 9 va fi 360. 360. Pe 9. Care? Se dă 40. Păi da, am împărțit egalitatea prin 9. Dăm profesor și ce mai zic. Și dăm cât? 40. 40. Stai de la ești, răspunsul 40 este. Da? Încă unul, da. Mă place. Nu? Așa. 21 de la pagina 98. I-am trezit, domn profesor. Da. 21 de la? 98. Media aritmetică a numelor A1, A2, A3 până A6. Deci A1 să scriem plus A2 plus A3 plus A6 plus A6 supra 6 este egal cu 25. E 25. Iar media aritmetică a numelor A7, A8, A9, A10 este 15. A7 plus A8 plus A9 plus A10 și plus A10 și plus A10 da. Supra 4 egal cu 15. Pot eu? Un pic. Găsiți media aritmetică a numelor A1, A10. De aici să găsim A1 plus A2 plus puncte plus A10 pe 10. E da? Nu se va întreba, da? A să ne gândim și noi un pic. Iruna, lasă-te să vedem ce... Anca, tu știi? Da. Un pic. Deci, Anca spune așa că media aritmetică a primelor 6 e 25.
De la al șaselea încolo la celelalte patru, media arbitrii 15, și să aflăm media arbitrii a tuturor. Domnul profesor, nu putem acolo să scriem direct a 1 plus a 2 plus a 3 plus puncte, puncte plus a 10 și are și 25 plus 15? Nu știu că domnul profesor, asta e supra 6, aici e supra 4. Poate nu, un pic să mai analizăm și noi. Lasă-mă și pe Anca să facem chestia asta. Anca, dacă ai ieșit suma 1 plus a 3 plus a 10, împărți la 10. Da? De aici, a 1 plus a 2 plus a 3 până la 6, cât este a 5 ori 6. Adică numai suma lor, nu media. Nu așa vine. Din faptul că supra 6 fac 25, atunci numai ele adunate până la 6 este 25 ori 6. De ce ești nedumericat aici? 21, da. Ce nu-ți e clar aici? Vreau să spun, nu e clar următoarea chestie. Vezi, în componența subie de aici, vine până la 6, deci avem A1 plus A2 plus puncte, puncte, plus A6 adi, o dată, și pe urmă A7 plus A8 plus puncte, puncte, plus A9 și plus A10, partea cealaltă. Și atunci nu e bine să o aflăm întâi pe aia până la 6 adi, și vine 25 ori 6. Deci suma asta e compusă din două bucăți. O primă sumă, până la 6. Următoarea sumă. Următoarea sumă. Și el nu știe cât e suma la primii. Cât e suma la primii? 6. De aici, Adi, nu vine 25 ori 6? Da. Da? E 25 ori 6. Deci, asta de aici este egal cu 25 ori 6. Dar bucata cealaltă, Adi. Pe toate. Da, da. 15 ori? 4. 15 ori? 4. Și atunci eu spun că e egal mai departe toată suma asta. 150. 25 ori 6. Fac 150. Plus 60. Plus 60. Egal cu 210. Împărțit la 10. O secundă, o secundă. Asta e suma. Și atunci, deci în clipa asta, adică am așa, A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus puncte, puncte până la A10 face 210. Dar autorul nu mi-a cerut să aflu suma până acolo, ci media aritmetică. Atunci ce fac? Împărțim pe 210 la 10. Împărțim tot până la 10, ca să apare supra 10. Și apare ca 1 plus A2 plus puncte, puncte plus A10, totul supra 10, egal cu 210 supra 10 și egal cu 21. Terminat. Problema. Hai să reluăm de nou, că nu mi-a fost clar aici. Tu ai rămas un pic în urmă nu și n-ai mai urmărit. Aici. Nu este gândul aici, asta. Da, sigur că da. A obosit. A obosit. Ăsta e motivul. Deci a dispunit. Autorul așa. Media primului 6 e 25. Media aritmetică. Media următoarelor până la, de la 7 până la următoarelor 4 este 15. Aflu media tuturor, de la, la 1 până la 10. Media până la 10 însemna suma lor pe 10. Nu știu suma lor. Asta e, că tu ai zis să adunăm 15 cu 25. E greșeală. Vezi că rezultatul e 21. Tu, în condițiile astea, ai rămas nedumerit și ai rămas acolo la ideea ta și n-ai mai vrut să fii lângă mine. Că de ce n-am adunat pe 25 cu 6? Păi dacă adunăm asta și cu asta, asta avea numitorul 6 și asta 4. Și nu puteam să le aduce la același numitor, dar stricăm complet egiștiu. Și așa că aflăm suma. Și am aflat suma până la 6, care e 25 ori produsul 6. Produsul extremilor, adică tot a făcut. A făcut asta, da. E o chestie banală aici. 6 ori 25. Și la fel, suma cealaltă, cealaltă e 15 ori. Aflăm suma și facem împărțit la 10. Și am aflat toată suma, care a însemnat 210, și am împărțit la 10 pentru că am media aritmetică. Mă întreabă autorul. Copii, mai puteți face și o ecuație? Da. Că să umplem fișierul? Sau să dezbarcă? Da, Adi, poți? Da. Hai. Hai să vedem. Hai să vedem. Exercițiul 16, de la pagina 100. Hai, una și gata. 139.
plus 3x. Gata, știu. 139 plus 3x, paranteză pătrată. 2 la a doua, totul la a treia. 2 la a doua, totul la a treia. Închideți paranteza pătrată, totul la a cincea. Așa, și totul împărțit la 2 la a șaptea, totul la a patra. Cât de 2 la a șaptea, totul la a patra. Totul la a patra. Egal cu 198. Pot eu? Gata. Nu, adică să 139 plus 3x minus 2 la 6, totul la a 5. Deci 2 la 6, totul la 5, de deodată. 2 la 35. 6 la 5, 35. 2 la 36 și 30, da? Da. La 2 la 30 împărțit la? La 2 la? 28. Da. Aia de mai cu viața, Adi. Egal cu 198. Echivalent cu, te rog? 139 plus 3x, 3x minus 2 la 2. Egal cu 198, 139 plus 3 este egal cu 4, nu, minus 4 este egal cu 139 plus 3x. Da, 139 și minus 4, adică 139 minus 4 fac 130 și 139 minus 4. 135. Deci vine 135 plus 3x. Egal cu 198. Da. De unde rezultă că 3x egal cu 198 minus 135? Hai, hai. Hai, Adi, mai cu viață. 3x egal cu 198. Minus 135. 3x egal cu 63. 3x egal cu 63. X egal cu 21. X egal cu 21. Da? Aici a avut autorul practic. Adică, ce crezi tu că când a confus englezul ăsta? Adică nu ne putem altă putere. Corect. Și pe urmă... Calcul. Adunări scăderii, efectuării operațiilor. Deci elementar calculul. Dar esențial a fost operația asta de împărțire. Corect. Cum se împartă o operație cu putere. Asta a avut autorul, da? Așadar, pentru mâine... Recapitulăm mulțimi. Da. E teoria. Ca noi să putem să lucrăm... Să lucrăm cu mâini și de mâini și capătă. Corect. Deci, mă rog. Da. Și terminăm cartea. Bun, bun. Deci am terminat... Și terminăm cartea a doua săptămâna viitoare. Da, da. Știu unde e. O găsești tu. O are mama. Așadar, Adi, ce spune acum? Cu maxim efort am reușit să ținem cele două lecții, nu? Cele două ore. Ne spunem colegilor și prietenilor săi. Prietenul și-a noastră-i? Să se schimbe telefonul, dar o lecție de apicultură. Deja le predau eu la mici în parc lecții de apicultură. Da? Nu vreți să știți căpăceala aia am învățit-o la toate prietenile mele. Acum iar mă sună una și zice, mai dăm căpăceală, zic, îți dau eu. Așa. Și se degrade. Și după aceea, când mai vreți, vom de la domn profesor. Îi le dau... Am înțeles. Hai, dacă dimineața pe pâinică se pune căpăceala de ce? Eu mănânc pe cu voț. Este extraordinar. Păi, așa le dăm. Ne oprim aici. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe profanai și urmează ora de apicultură. Acolo